În județul Hunedoara există 5 stații de măsurare a calității aerului amplasate pe fostele platforme industriale și miniere din Deva, Călan, Hunedoara și Vulcan, cu risc crescut de poluare. Din păcate, 3 sunt defecte, iar ministrul mediului nu are bani pentru a asigura mentenanța acestora. Directorul Agenției pentru Protecția Mediului din județul Hunedoara, Georgeta Barabaș, ne dă însă și vești bune. În urma demersurilor susținute la minister, agenția a intrat în posesia unui autolaborator destinat monitorizării indicelor de calitate a aerului. Deasupra sunt prelevatoarele și jos sunt analizoarele care ne transmit în timp real indicii de calitate a aerului. Deci în mod curent monitorizăm praful mai grosier și mai fin, oxizii de azot, oxizii de sulf și oxizii de carbon. Prin intermediul acestui laborator putem să monitorizăm și amoniacul și hidrogenul sulfurat, care au ca sursă în special fermele de animale. Un laborator mobil pentru monitorizarea indicilor de calitate a aerului a costat Ministerul Mediului aproape 1,4 milioane lei, finanțarea fiind asigurată prin PNRR, prin intermediul unui proiect în care sunt incluse astfel de laboratoare mobile în 21 de județe, printre acestea și Hunedoara. Este un aparat de foarte mare precizie, de foarte mare finețe, toate analizoarele sunt de ultimă generație, deci nu rămâne decât să putem să aducem opiniei publice, sper eu, liniștea, nu neliniștea, pentru că există de foarte multe ori suspiciunea că există surse de poluare sau există poluare și noi nu am avut posibilitatea să îi oferim informațiile necesare opiniei publice, astfel încât să înlăturăm teama și suspiciunea. Sperăm că de data asta vom putea să facem aceste lucruri. Dacă se înregistrează depășiri ale indicilor de calitate a aerului, măsurați fie cu stațiile fixe, fie cu laboratorul mobil, automat este sesizată Garda de Mediu și Garda de Mediu identifică de ce se face vinovat și aplică sancțiunile de rigoare. Dar cel mai important și mai important este că putem să dispunem măsuri pentru corectare, că de fapt nu sancționarea ne interesează, ci corectarea, să nu existe depășiri. Adică să... Depășirile ce înseamnă? O agresiune asupra sănătății populației, având în vedere că fără aer nu putem trăi decât 6 minute într-o variantă optimistă, cu aer poluat trăim greu și bolile suntem expuși bolilor. Există 5 sisteme de analiză fixe în județ, dar din cauza mentenanței costurilor nu au fost actualizate și ca urmare n-au funcționat. Și ne-am lovit de acest aspect, de exemplu, la incidentul de la Paroșeni, când a fost norul acela cu miros de sulf și analizorul nostru sau agenției de mediu Hunedoara nu funcționa de 2 ani. Este mare lucru pentru că au o serie de parametri care se pot măsura și se poate deplasa foarte rapid, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult datorită faptului că ne trebuie date științifice pentru a putea interveni într-un fel sau altul și a sancționa sau a da măsurile necesare pentru incidente. România riscă sancțiuni din partea Uniunii Europene, deoarece din cauza stațiilor defecte nu s-au putut transmite parametrii privind calitatea aerului.